În zilele noastre se vorbește tot mai mult despre rolul femeii în societate, dar și din punct de vedere al creștinismului. Această temă a fost dezbătută și în cadrul conferinței desfășurate ieri la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din municipiul Megidia, susținută de ierarhul Tomisului. Femeia din zilele noastre trebuie să aibă grijă să păzească de tot răul pe cei mici, pe cei ce sunt ai săi, pe cei ce pot să cadă înainte de a crește. Este al treilea an consecutiv când în parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena se desfășoară conferința Misiunea Femeii Creștine Astăzi. Acest eveniment a fost organizat la inițiativa credincioaselor din Megidia. Dovadă stând și numărul mare de femei, peste 300, care au fost prezente la această dezbatere. Suntem la a treia ediție, când la parohia noastră se serbează Ziua Femeii Creștine. Această zi a fost inițiată la dorința credincioaselor și credincioșilor din parohia noastră, mai ales că știm că în ziua de 8 martie, de multe ori, este sărbată în perioada postului celui mare, apostului Paștelui, iar anul acesta este în săptămâna brânzei, în săptămâna albă. Și atunci am căutat să oferim o alternativă a petrecerii acestei zile și Înalt Preasfințitul ne-a sprijinit în această activitate și în seara aceasta s-a aflat în mijlocul credincioșilor și credincioaselor din parohia noastră. Este un prilej de bucurie de fiecare dată când Înaltul poposește la parohia noastră. În seara aceasta a venit la dorința credincioșilor, fiindcă au multă dragoste față de Înalt Preasfințitul Arhiepiscop Dr. Teodosie al Tomisului și mai cu seamă îl simt ca apropiat sufletelor dumnealor și înainte rugător, înaintea bunului Dumnezeu. De la an la an, numărul credincioaselor a crescut. Dacă în primul an au participat în jur de 100 de femei, anul trecut au fost peste 180 de femei, iar anul acesta, spre surprinderea noastră, au participat peste 300 de credincioase. Noi, împreună cu Consiliul Parohial, ne-am pregătit să oferim la fiecare doamnă câte o floare, un simbol al venirii primăverii, dar în schimb am pregătit și dulciuri, prăjituri și sucuri care vor fi împărțite tuturor credincioaselor ca semn al respectului și al dragostei pe care o purtăm față de dumnealor. Cinstirea acestei duminici ca Ziua Femeii Creștine este o recunoaștere a faptului că și doamnele și domnișoarele sunt purtătoare de mir pe care îl păstrează în candelele sufletelor lor, așteptând asemenea fecioarelor înțelepte venirea lui Hristos. În această duminică a înfricoșatei judecăți, când ne apropiem și de o zi care se sărbătorește în lume, Ziua Femeii, 8 martie, am venit aici la Megidia, unde Părintele Iulian a chemat mai ales credincioasele ca să vedem cum ținem femeia, Ziua Femeii Creștine, cum este misiunea femeii creștine astăzi. Sigur că femeia are o misiune foarte frumoasă, dar și plină de jertfă. Jertfa femeii este plăcută lui Dumnezeu, de la nașterea de prunci, la educarea lor, la continuarea de a-și educa și nepoții și de a avea grijă de soț în familie, de toți cei din prejur. Ea trebuie să aibă credință vie și statornică, dar și lucrare bogată în misiunea ei, milostenie, să aducă pace în casă și pace în prejurul ei. Femeile au fost în jurul Mântuitorului, mironosițele, au fost și în jurul Sfinților Apostoli, au avut o misiune atât de frumoasă. De aceea și femeile din vremea noastră trebuie să continue misiunea în biserică și să fie cu adevărat cele care țin lumina credinței aprinsă în casa lor, care își cheamă soții și copiii la rugăciune. Dorim tuturor femeilor să rămână în Duhul adevărului, în jertfelnicie, în credință, în dragoste, să aducă roadă bună ca să dobândească și bucuria
vieții celei veșnice. Amin. Prin această conferință s-a evidențiat valoarea și aprecierea femeii în general, în calitatea ei de soră, mamă, bunică, soție, fiică ori prietenă. Această inițiativă este deosebit de frumoasă și de apropiată de sufletul nostru, al credincioșilor din această parohie. Și o așteptăm cu drag în fiecare an. Eu am fost super încântată când am auzit că și în acest an va veni înalt preasfințitul Teodosie, deoarece am rămas profund marcată anul trecut de cuvintele deosebit de sensibilizatoare la adresa noastră ca femei în această lume. Conferința s-a dovedit una interesantă. A dezbătut o temă de actualitate. Învățămintele pe care le-am tras sunt acelea că trebuie să fim foarte apropiați de familie, foarte apropiați de Dumnezeu și să dovedim înțelegere față de toți cei din jurul nostru. Tema dezbătută este una foarte importantă și de actualitate, deoarece când se vorbește de rolul femeii în biserică, se vorbește implicit și de cel al bărbatului. În cadrul conferinței s-a încercat prezentarea unui răspuns ortodox actual, dar în concordanță cu întreaga tradiție ortodoxă la chestiuni privind rolul și locul femeii în biserică.